Dacă va fi constatat că domnul Băsescu a primit cetățenia Republicii Moldova cu încălcarea legislației, atunci decretul privind acordarea cetățenii va fi anulat și domnul Băsescu nu are decât să depună din nou actele conform procedurii în vigoare. Dacă nu, Eu încă nu sunt președintele țării, încă nu am acces la aceste documente, dar informația de care dispun îmi permite să fac unele presupuneri că a fost acordat cu încălcarea legislației, toate avizile au fost negative de la majoritatea instituțiilor care trebuia să dea avizii pozitive.